Vă salut, dragi prieteni. Sunt nevoit să încep cu o introducere tehnică, pentru că am impresia că sunt mai mulți idioți decât credeam în țara asta, așa că mă adresez lor, nu vouă. Prietenii sunt prieteni, aia sunt ceilalți. Să explic de ce port mască. Din două motive. Unu, că acum încă n-am dinți. Doi, sunt nebărbierit. Trei, am înțeles că îmi stă bine, că dacă nu-mi stătea bine, nu aveam atâtea reacții. Am avut vreo 15-20 de reacții și domne, să scoată masca, să scoată masca. Eu sunt Zoro acum, în perioada asta, dar v-am explicat ca să nu aveți formă la conținut. Asta contează. N-avem timp decât câteva minute, așa că zic două subiecte. Am înțeles că a făcut mare vâlvă apariția celor doi prezidențiabili la domnul Măruță. Sigur, dacă aveați răbdare să vă uitați cap-coadă, ați fi văzut ce merita văzut, ați fi reținut, oricum e emisiune de divertisment. Pot să scot și ochelarii ca să nu pară că mi-e frică să mă uit în ochii voștri și constat cu stupoare că nimeni nu a sesizat două lucruri mărunte. Domnul Ciucă, o fire emotivă, se vedea după față cât de roșu era, că ziceai că explodează acușica. Pe fond emoțional a dat un răspuns tâmpit la prima întrebare. În rest, omul a avut chiar simțul umorului, a avut o grămadă de reacții mult mai hazoase decât vă așteptați. Dacă ați avea răbdare să vă uitați, ați afla, dar nu, domne, aia prima, când te așezi pe scaunul de tortură, prima stare, când explodezi, aia o interpretează toți. Domne, analfabet funcțional, nu știu ce, aș fi ultimul om să stau să-l apăr pe nenea generalul, dar chiar să nu aveți răbdare să vă uitați la tot? Deci, punctul 1, excepționale întrebări, excepționale. Asta știa domnul Măruță să spună, excepționale întrebări. Toate întrebările lui au fost excepționale. Nu e așa că sunt excepționale întrebările? Ca și cum eu v-aș întreba, este că am un comentariu fericit, inteligent și coerent? Cam asta spune el în fiecare 2-3 minute. Bun, să fie sănătos. Până una alta, ce a generat el cu această emisiune în care ProTV-ul câștigă, nu altcineva, pentru că lumea uită că e emisiune de divertisment, brusc îl luăm în serios, brusc până acum, dacă veneau tot felul de ghicitoare, de maneriști, de ciudați, domnule, e divertisment. Domnule, acum este Sfânta Scriptură, a fost la Măruță, a spus la Măruță, îl citează pe Măruță. Tot așa cum și pe doamna Șoșoacă, televiziunile serioase, serioase, astea sunt ghilimele, ca să știți că poate ziceți că am făcut nu știu ce semne, să nu interpreteze iar idioții, de serviciu, preia fiecare televiziune de știri de 10 ori pe zi, de azi dimineață până acum, cred că am văzut de vreo 8 ori. Greșesc? Cam de 8 Cel ori. puțin, da. Ce spunea doamna Șoșoacă într-un dialog cu domnul Joană și într-un dialog telefonic, oamenii credeau că e privat, cu Ciolacu? Problema este că ea filmează când vorbește și că e filmată de domnul partenerul ei de joacă, cum îl cheamă, ăla, colegul de lucru, nu mai țin minte cum îl cheamă, e, Lazarus. așa, Luis, știam că are un nume de fotbalist, Luis Lazarus, așa. E bine, faptul că ei fac asta e treaba lor, faptul că ei fac ce facem și noi, dar ei transmit în direct, e treaba lor, dar când discuția care presupus privată ajunge la televizor, nu mai e treaba lor. E treaba celor care difuzează. Și întreb și eu din nou CNA-ul a nu știu câta oară. Mă băieți, adică pe mine mă sună cineva, mă înregistrează fără să mă întrebe, nu mă întreabă, dom'le, poți să te înregistrezi? Când sun la doctor, când sun la nu știu ce comandă, la bancă, vă informăm că această convorbire poate fi înregistrată. Nu, dom'le, nimic. Te sună, vorbește cu tine, tu crezi că ești în privat și te trezești la televizor de 10 ori pe zi. Nu se sancționează domnii de la CNA. Că de-aia a ajuns doamna Șoșoacă victimă și martir și eroina a României pentru unii idioți, cum v-am spus puțin mai devreme. Pentru că nimeni n-a sancționat-o. Am ajuns până în Europa ca să o sancționeze în sfârșit cineva pentru ieșirile pe care le-a exersat bine, bine de tot aici în România. În Parlamentul României a făcut de toate. N-a primit nicio sancțiune. A ajuns acolo, țac, pac, i-au dat deja sancțiune și la bănuți și la prezență. Și probabil că o să mai ia. Eu n-am nicio problemă cu faptul că ea ar fi putut candida, pentru că sigur nu lua decât voturile idioților. Deci,
erau 10%, câți idioți avem, atâtea voturi lua. Așa că nu era o problemă. Să nu vă gândiți că a stat cineva să spună cum o scoatem noi pe asta. Cum să scăpăm noi de ea. Nu era o problemă. Puteau să o lase liniștiți acolo. Mie îmi pare rău că ea nu e, pentru că dacă erau niște întâlniri între candidați, lucru care nu cred că se va întâmpla, dar să zicem că erau, atunci ne-am fi distrat. Pentru că, vedeți, divertismentul Măruță are o priză de 10 ori mai mare decât orice dezbatere politică v-ați dori. Poate să se adune toți comentatorii, toți analiștii. Nu o să compare divertismentul politic pe care îl oferă ei spontan. Așa că sunt cele două subiecte pe care vi le-am semnalat, ar trebui să le aprofundăm. Sigur că o să putem vorbi, poate duminică seara, puțin despre una și alta. Nu sunt sigur dacă voi sta cu mască sau nu, să văd dacă primesc lame. Uite, se vede că sunt nebărberi, ca să nu ziceți că exagerez. Ăsta e avantajul măștii. Te ferești de una de alta, acum nu sunt probleme cu virus, nu militez pentru purtatul măștii fără sens, dar dacă ne gândim la ce aer e afară, ar fi bine. Dacă ne gândim câtă gripă bântuie printre noi, ar fi bine. Dar eu port strict din motive personale, ca să se înțeleagă. Așa, câte minute sunt? 6. Extraordinar ce concis am putut să fiu. M-am grăbit. Excelente întrebări. Așa de bune întrebări mi-ați spus, încât nu s-a mai văzut. Repet, faptul că această femeie a bulversat toată politica noastră, a ajuns Ciolacu să amenințe că iese de la guvernare și el dacă pleacă PNL-ul, s-au certat pe subiectul inițial, este cazul Șoșoacă. Dom'le, Curtea Constituțională e bântuită de aia, de la PSD. Dar vă întreb și eu, cele două doamne care au lipsit, de ce au lipsit? Culmea, erau două doamne care nu erau de la PSD. De ce au lipsit? Cum adică lipsești când știi că ai alegeri? O dată la 4 sau 5 ani. Acum s-a nimerit să fie alegeri acum. Nu pleacă nimeni în concediu când ai pensie, salariu și nu știu ce care te duce pe la 100.000 pe lună. Stai acolo și tu odată la 4-5 ani și îți vezi de treabă. Nu, domne, au plecat fetițele. Au plecat pentru că așa s-au gândit ele, că e bine să nu dăm nici plus, nici minus, să o rezolve băieții ăștia care au fost trimiși de PSD în Curtea Constituțională. Pe mine nu mă interesează cum vor rezolva, pentru că e clar că tot pe capetele noastre pică tot ce se întâmplă acum. Cu cazul ăla nou, cu doamna avocat care este jurist, care și-a dat demisia, niște frecții, ca să nu ne mai gândim la ce s-a întâmplat în mod real și ce ni se va întâmpla în următoarele două luni, până când apucăm să punem votul în urnă. Și cu mișcarea USR? USR-ul a făcut o mișcare, zic eu, de imagine, pentru că dacă voiau să o facă serios, se duceau înainte și stăteau de vorbă cu Ciolacu, cu Ciucă, cu cine vor el, oricine, și vedeau, domne, merită să punem asta sau nu merită. Știind că tu nu o să ai decât 50, 60, 70, 80 de voturi, ei nu vor să se asocieze nici cu Aurul. Păi atunci două partide de opoziție care sunt în opoziție și una față de cealaltă ajung într-o chestie de Kafka cel puțin. Adică noi punem contestație, ei pun contestație. Amândoi vor să dea jos guvernul, dar nu împreună. Deci vă dați seama, este jenant. Tot filmul ăsta arată că pe oamenii interesează să apară la televizor, ceea ce văd și acum, și nimic mai mult. Nu rezolvă absolut nimic. Doamna Lasconi mi-a dat inițial speranță, mi-a luat-o. Așa că eu îi văd pe toți pe aceeași linie, fără șanse. Sigur că va câștiga cineva, dar nu noi. Asta vreau să rețineți. Ne vedem probabil și mai ales ne auzim vineri noaptea, dacă sunteți drăguți și amabili cu noi. O să fie live 2 ore și duminică seara cu siguranță. Tschüss.